Bună ziua și bine ați revenit la Taifas cu Îngresuța. Ce faceți, dragii mei? Știu. Să ziceți, da, nu era îmbrăcată la fel ca ieri? Ba, da. Pentru că, înainte să mă demachez, am citit un comentariu în care zicea, de ce nu mai te ocupi de cupoane acum? Iar dacă m-am ocupat de cupoane, ceva genul cum este la televizor, dacă ați văzut Extreme Couponing, se chema emisiunea, după m-a întrebat că unde le pun pe toate, ce fac cu ele și etc. etc. Și am zis că este foarte mult de scris și așa că am să fac un video și astăzi o să fie ceva de genul... ceva genul în care eu ne povesteam amintiri din copilărie, da. Bine că nu sunt din copilărie, sunt de acum un an de zile. Da, cam un an de zile, maxim 2. Nu, 2 ani de zile. Mănâncă nasul. De acum 2 ani de zile sunt amintirile astea. Și astea sunt de când făceam eu, mă ocupam cu cupoanele. La noi aici se cheamă Extreme Couponing, adică cupoane duse la extrem. Și să vă povestesc așa în mare cum făceam. Deci am eu foarte multe farduri. Stați că eu n-am mai strâns aici haul-ul care vi l-am arătat mai devreme, care vi l-am arătat ieri. Dar pentru mine a trecut doar câteva minute. Numai că vreau să vă arăt o chestie ca să fie așa mai pe exemple, ca să, na, să înțelegeți și voi mai bine. Ok. Eu am multe farduri cumpărate de la drugstore. Drugstore, știți ce înseamnă? Magazine de astea normale. Deci, vă arăt numai astea acum ca să vă dau așa pe exemplu. Astea sunt toate de la Physician Formula. Și vă gândiți, bă, ce ți-a luat așa de multe? Păi, fazei că eu înainte, când am venit în America, mă ocupam, adică până am descoperit eu de cupoanele astea, cum am descoperit viața, să începem așa de la început, cum am descoperit eu cupoanele? Păi eram în România prin 2009-2010 și la Travel and Living Channel, așa se chema, TLC, a apărut emisiunea asta. Și eu mă uitam, mi se părea foarte interesant. Și bine că atunci cunoscusem viitorul meu soț, cum ar veni, îl cunoscusem pe Jose, deja eram, deci eram emisiunea în 2009, am descoperit-o, iar eu îl știam pe el din 2007. Dar nu m-am gândit niciodată că, vai, vezi, Doamne, o să ajungă să ajung în America, adică îmi plăcea foarte mult emisiunea. Și nu numai că îmi plăcea foarte mult emisiunea, dar stăteam așa și mă gândeam, bă, frate, cum plătesc ăștia cu hârtii? Cum să te duci la magazin să zică aia că ai de plătit 1000 și ceva de dolari și tu să-i dai un teanc mare de hârtii și să plătești genul 5 dolari sau chiar nimica sau ceva de genul ăsta? Deci mi se părea super, super interesant. Și tot timpul mă gândeam, bă, că dacă am să ajung vreodată în America, cred că cu astea am să mă ocup. Nici mult nu m-am gândit eu, adică după câțiva ani, că am ajuns aici. Bun. Hai să mă apuc și eu acum de cupoane, nu? Cum văzusem la televizor. Cum face aia de ea așa de ieftin? Prima mea tentativă, intrasem pe un site care se chema ceva genul Cuckoo for Coupons, adică nebun pentru cupoane, și acolo îmi zicea că dacă mă duc la un magazin care se cheamă Dollar Tree, adică copacul cu dolari, în acel magazin totul este un dolar. Adică tot ce găsești acolo este un dolar. Și de foarte multe ori au și produse de marcă. Adică, nu știu, să zicem, oje de la Milani. Să dăm un exemplu, neapărat că este oja de la Milani. Și eu aveam, deci pe site-ul respectiv zicea că găsești la magazinul ăsta, găsești Garnier șampoane, găsești un fel de săpunuri, care eu aveam cupon pe ele. Și da, mi-am făcut eu o listă așa acolo și
aveam cred că vreo 12 produse care zicea pe site-ul respectiv că am să le găsesc în acest magazin. Eu super încântată, frate, mă duc, hai să vezi ce cumpăr eu acum, toate moca, toate gratis, toate, vai doamne. Ajung la magazin, nimica, nici garnier, nici de aia, nici de aia, nici de aia, nici de aia, deci aproape nimica nu găsim decât săpunurile. Săpunurile erau ceva genul, cum se chemau, ceva cu ulei, ceva de genul ăsta și erau de calitate foarte bună. Și erau doar $1, iar eu aveam cupon de $1, așa că le-am luat gratis și mi s-a părut super tare. Deci am cumpărat atunci că aveam vreo 8 cupoane, ceva de genul ăsta, să cumpăr 8 săpunuri gratis, deci să nu plătesc decât taxele, care aici în California, la noi în România știți că taxele sunt deja introduse în preț, decât dacă te duci la metro. Am impresia că sunt, ai și prețul diferit. Adică fără taxe și prețul cu taxe. Aici plătești cum ar veni taxele separat. Prețul lor care este, de exemplu, la păpușa asta este $1.49 și eu când mă duc la casă plătesc $1.49 plus 0,8 sau 0,9 taxa pe California. Și am plătit, cred că, 8 cenți pe fiecare, cât era taxa atunci, 8 cenți pentru fiecare săpun. Și mie mi s-a părut super tare. Și am zis că ok, deci așa, eram puțin totuși dezamăgită că nu găsisem din 12 produse care vreau eu să le cumpăr, găsisem doar săpunurile și atât. În fine, a trecut chestia aia, făcusem eu o pauză la un moment dat, că v-am zis că eram puțin cam dezamăgită, că mă așteptam să găsesc toate produsele respective și nu le-am găsit. După aia am intrat iară pe site-ul respectiv. Nou aici ne vine în fiecare sâmbătă, ne dă ziarul gratis, cum ar veni, ne aruncă, știți cum trecă ea. Cu bicicleta, aici trece cu mașina și ne aruncă pur și simplu în fiecare dimineață ziarul. Iar eu mai ieșeam prin cartier să cer de la vecini care nu foloseau ziarul respectiv, să cer ziarele și toată lumea, adică da, dacă nu le folosea, știam, mă duceam la casele care vedeam că nu le folosește și ceream voie să-mi dea ziarul și mulți dintre ei mi le dădeau. Și am intrat iară pe site-ul respectiv și avea o ofertă la cereale. Plus, era o promoție atunci la Pepsi, trebuia să joci nu știu ce caca-maca și îți dădea valoarea la o sticlă de Pepsi gratis și puteai să joci de două ori. Adică odată am jucat eu și odată soțul meu și am câștigat două sticle gratis și de 2 litri de Pepsi. Așa, după o ofertă la cereale, ceva de genul dacă cumperi 4 cutii de cereale îți dă $5 înapoi. Așa. Și eu aveam cupon de $1 pentru fiecare cutie. Iar cutia am impresia că costa ceva de genul $2.40 sau $2.50. Iar dacă cumperi 4, îți dădeau $5 înapoi. Și vă dați seama, eu am avut $1 pentru fiecare cutie. Plus, când cumpărai 4, îți dădea $5 înapoi. Deci eu plătisem la sfârșit $1 pe 4 cutii. Ceea ce era super tare, adică era super, super tare. După, tot la fel, am avut un cupon de... Ce erau? Cartofi prăjiți, dar de ăștia congelați, care cuponul era de 75 de cenți și cartofii erau $1 și ceva. Și am plătit la fel foarte puțin, plus niște bomboane de la Eminem, care tot la fel am avut cupon pentru ele, deci ajunsesem la un moment dat pentru, și să vă zic cât am plătit pe toate, două sticle de Pepsi, două pungi de alea de cartofi, patru cutii de cereale și două pungi de Eminem, am plătit undeva la $5 și eram așa de fericită, adică ăla a fost startul pe bune când am început așa cu cupoanele. Deci vă dați seama, cu $5 puteai să-ți iei doar două cutii de cereale și eu mi-am luat și cereale și suc și Eminem și cartofi prăjiți. Bine, cartofi congelați. Și am început încetul cu încetul, încetul cu încetul, încetul cu încetul. La un moment dat soțul meu a început să dispere pentru că să te ocupi de cupoane durează foarte mult. Durează foarte mult în ce sens? Că trebuie să te duci la magazin, trebuie să cauți oferta respectivă, trebuie să iei acel produs.
trebuie să tai în fiecare săptămână o grămadă de ziare. Eu aveam o mapă în care aveam toate cupoanele puse în fișe, ceva genul pentru cartonașe de baseball. Aveau câte 9 buzunare de plastic. Nu am acum una să vă arăt. Dar na, dacă vă uitați la emisiunea aia, Extreme Couponer, fiecare avea câte un binder de la câte o mapă de aia groasă plină de cupoane. Așa aveam eu. La un moment dat chiar am avut și două astfel de bindere de astea, de mape, dar nu e ca o mapă, în fine, avea fermoar, da, și am început să găsesc tot mai multe oferte, tot mai multe. Și ce am zis eu? Păi dacă tot găsesc așa multe oferte, am găsit o companie românească care trimiteau produse în România. Și am zis că, băi, dacă e așa de ieftin, hai să fac afacere cum ar veni. Iau de aici, le iau aproape ieftin, plătesc doar transportul, iar acasă cumnata mea să le vândă, na, la un preț care se vinde acasă. Și ea, pentru că se ocupă acolo de chestia aia, facem jumătate, adică îmi scot eu investiția și transportul și după aia ce rămâne facem jumătate-jumătate. Am mers bine de două ori, deci la două pachete, două transporturi cum ar veni, a mers bine. La al treilea, din 30 de pachete care le-am avut, nu știu de ce, statul român, mulțumesc frumos, mi le-a confiscat, 28 mi-a confiscat de pachete. Și inițial, persoana care le-a trimis a zis că nu am voie să trimit așa multe șampoane, machiajuri. Deci tot ce prindeam gratis, cel puțin machiajuri, nici nu zic câte machiajuri am trimis acasă, fonduri de ten, rimeluri, multe, multe acareturi de astea. Pudre, bronzere, blașuri, etc. Și eu i-am zis la omul respectiv, băi, dar cum adică le confiscă? Plătesc taxă, dacă el vrea taxa vamală, statul sau cine pana mea le-a oprit, zic că plătesc taxă pentru ele. Nu că nu se poate plăti, acum știi cum e. Nu știu exact ce s-a întâmplat, dacă într-adevăr le-a oprit statul sau le-a oprit el. Inițial e că am pierdut $1,200, numai transportul am plătit pe acele 30 de pachete, plus marfa în sine, care dacă trebuia să se vândă, trebuia să fie undeva la $4,000-$5,000. Deci, aia m-a demoralizat total. Deci, m-a dat așa peste cap. I-am zis că, na, ce mai fac eu? Adică, nu mai pot să mai trimit produse. Că stau tot timpul să risc să mi le piardă, să mi le confiște sau ceva de genul ăsta. I-am zis că nu mai fac nicio afacere cum ar veni. Și rămăsesem cu foarte multă marfă, adică eu tot timpul în fiecare săptămână găseam cel puțin în fiecare săptămână 20 de șampoane, balsame de păr, fixative, uleiuri, deodorante, spray-uri de cameră, lumânări de cameră, multe, 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 tot ce se găsește în magazin și este cupon, totul se cumpără. Adică se poate găsi o ofertă și să le iei la un moment dat la un preț super, 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 super ieftin. Pentru că rămăsesem cu foarte multe produse, ce am făcut? Am făcut un yard sale. Adică am scos tot ce am avut și mi-am oprit doar strictul necesar, gen câteva balsame de păr, câteva uleiuri, câteva fixative, câteva produse pentru mine să-mi rămână mie, restul tot. Am avut vopsele de păr, cred că am avut 50 de cutii. Toate le-am scos, nu mi-am oprit decât una sau două pentru mine. Astea care le-am acum sunt cumpărate în timp, când 2 ani de zile nu, tot m-am vopsit, nu le-am ținut, nu am mai avut vopsea de atunci. Dar nu știu, stau așa și mă gândesc, mi-a plăcut viața aia și nu numai asta, dar eu m-am ocupat de cupoane un an de zile singură, după s-a mutat vecina mea aici și verișorul ei, care stă în gazdă la dânsa, lucra la un magazin de ăsta în care eu mă duceam mai tot timpul și mă ocupam cu cupoane și i-am zis că, na, dacă are nevoie de ceva anume, să vină, că, na, suntem vecini, să vină să
să-l ajut, adică dacă are nevoie de șampoane mai ieftine sau de astea, că le vindeam, sunt unele produse care le-am vândut și la alte persoane, adică mi-am făcut eu câteva cunoștințe și le ziceam, dacă vreți șampon sau chestii de astea mai ieftine decât în magazin, îmi spuneți că am eu deoparte cum ar veni. Și i-a zis lui Varsa și Varsa a venit la mine, adică vecina mea, ați văzut-o pe vecina mea, a venit la mine și mi-a zis dacă, bine, că ce mai fac, ea se cheamă Cutărescu, dacă pot să învăț și eu care treaba cu copoanele. Și eu vă dați seama că eu nu aveam nicio prietenă aici, nu aveam absolut pe nimeni, nu cunoșteam aici și eu eram disperată cum ar veni după o prietenă și am zis că bineînțeles că da, cum să nu... Hey, și 2 ani de zile, aproape în fiecare zi, mergeam cu vecina mea, că nu putea ea să meargă, mă duceam cu soțul meu, dar mai tot timpul cu ea mergeam la cumpărături și așa am învățat-o și pe ea cum să se ocupe cu cupoanele. Țin minte că în primele zile găsise ea pasta de dinți, aveam noi ofertă, aveam cupoane la pasta de dinți și... ea face că, uite, e un dolar și am zis că nu, un dolar e mult, cum să dai un dolar pe pasta de dinți? Nu, lasă acolo. Și ea nu înțelegea pentru că o pasta de dinți aici costă 4 dolari, 5 dolari, depinde de care o cumperi și la un dolar îi se părea foarte, foarte bună oferta. Și eu după aia i-am zis, pasta de dinți și apă de gură, șampon și balsam, niciodată să nu plătești mai mult de 20-50 de cenți pe ele. Pentru că sunt așa de multe oferte încât le cumperi sub 50 de cenți bucata. Și v-am zis atunci cu Yardsell-ul, le-am scos pe toate la vânzare. În prima zi făcusem, cred că 100-150 de dolari, foarte puțin făcusem pentru ce marfă aveam eu scoasă la vânzare. A doua zi făcusem, început deja vecinii să vină, să vadă cam ce am eu la vânzare. Prima zi a fost moartă, mai ales că pe stradă aici la mine nu se circulă foarte mult cu mașina, pentru că e o stradă pur și simplu de locuitori, nu e o stradă principală. Și a doua zi a început vecinii așa să vadă care și cum. Mai făcusem încă vreo 200 și ceva în ziua aia. Iar a treia zi vecinii au zis la alți prieteni și tot așa. A treia zi au venit mulți și au cumpărat, dar nu numai asta, a venit o prietenă și cred că a cumpărat numai acea familie de vreo 100 de dolari, ceva de genul ăsta. Și după aia, la un moment dat, face că cât vrei pentru tot. Și am rămas mască, pentru că erau unele produse care le dădeam la 2 dolari, la 3 dolari, la 1 dolar, la 1 dolar 50, la chestii de astea. Cât vrei pentru tot. Și am stat și m-am gândit, m-am făcut așa în mare socoteală și am impresia că îi cerusem 500 și ceva de dolari. Inițial, adică totalul, pe astea 3 zile, am făcut 1300 de dolari și vândusem tot, adică tot ce am avut în cosmetică, tot ce am avut în, de păr, fixative, de... Tot vopsele, așa, tot s-a vândut în ziua respectivă, în alea 3 zile, pentru că era vineri, sâmbătă și duminica se face yard sale-ul aici, odată la 3 luni, în prima săptămână, în primul weekend din prima săptămână, atunci se face. Și eram super bucuroasă, vă dați seama, să vând totul și de atunci nu m-am mai apucat de cupoane, adică în sensul că nu m-am mai apucat să cumpăr 10 șampoane deodată sau... 10 deodorante deodată sau ceva de genul ăsta. Când mai găsesc oferte la machiaj, chiar nu pot să stau deoparte. La machiaj nu pot și după cum vedeți, beneficiați și voi cum ar veni. Adică le găsesc mai ieftine și le pun deoparte pentru voi. Plus că mai sunt produse care le cumpăr și eu pentru mine, gen pudre sau ce știu eu. Na, când mai sunt oferte și pentru mine, le cumpăr și pentru mine și nu mă pot abține când trec așa prin oferte, mai ales că știu. Adică știu cât costă și știu jocul acum cum ar veni, știi? Și îmi este greu, adică eu când intru acum într-un magazin, în primul rând am ziarul în mână și mă uit. Băi, săptămâna asta este ofertă, mă refer și la mâncare. Săptămâna asta este ofertă, uite, a luat soțul meu. Când cumperi 3 cutii de nu știu ce
hot pockets, e o chestie făcută cu pâine și înăuntru are tot felul de chestii. Când cumperi 3 de alea, alea în mod normal nu le găsești nicăieri sub $10, dar nicăieri. Dar dacă cumperi 3 de alea, le iei la $7 bucata sau ceva de genul ăsta era. Și soțul meu îi plac chestiile alea și na, am luat 3 bucăți. Și de obicei, când ne ducem la mâncare sau când văd oferta, adică nu știu cum să vă zic, mi s-a întipărit așa în minte, adică văd dacă este ofertă, știu mai tot timpul că primesc ziarul și acum îl primesc acasă, îl răsfoiesc și știu exact dacă am cupon pentru un anumit produs, dacă am o anumită chestie și da, nu mă pot și cred că până am să mor n-am să mai pot cumpăra produse la preț întreg, deci știind că pot să le iau mai ieftin, adică prefer să mai aștept o zi, două, să văd dacă este vreun sale, decât dacă am nevoie atunci vreau produsul respectiv, atunci îl cumpăr, dar dacă nu... Și de asta am ajuns să am foarte multe machiajuri de la drugstore, adică tot ce ține de farmacie, ca și fondurile de ten, ca și creioane, ca și multe dintre rujuri și de asta, pentru că mă ocupam de cupoane, aveam ocazia să le cumpăr ieftin și nu puteam să stau deoparte. Și da, v-am înnebunit. Nu știu cât de mult ați înțeles voi din chestia asta, dar cum apuc de vorbit, uit, să mai și tac. Dar da, cine este în America, știu că sunt două fete care mă urmăresc, care sunt aici din America, două sau trei fete. Și dacă aveți timp, sunt foarte multe oferte, sunt multe aplicațiuni de astea, aplicații care... poți să faci bani înapoi. Dacă țineți minte pe Ibotta, că nici bine n-am început acel program, acea aplicație, aveam la un moment dat cât aveam, $20 sau cât aveam când am început. Acum am făcut, nu știu de bine vedeți, $80 și 54 de cenți, ceea ce mi se pare fantastic, pur și simplu pentru că mă duc în magazin, îmi cumpăr un anumit produs, și mai este o aplicație care intri în magazinul respectiv, se cheamă Shopkick, intri în magazinul respectiv și îți dă puncte. Iar cu punctele respective, poți să-ți iei gift card-uri, ceea ce mi se pare fantastic. Eu acum pot să-mi iau un gift card care costă $2, dar n-am ce să fac cu $2, așa că strângem acolo puncte. Până când, poți să-ți iei gift card și la Sephora, ceea ce mi se pare fantastic, dacă vrei să îți cumperi machiajuri și poți să folosești chestia aia și îți iei machiajuri mai ieftine, adică n-am să ajung să strâng $100, să zicem, pentru o anumită trusă, dar vreun $10-$20 am să reușesc să strâng intrând în magazine și doar pur și simplu ori intrând, ori scanând un produs, pentru că îți dă puncte și dacă scanezi un anumit produs, ori dacă cumperi un anumit produs. Și da, mi se pare fantastică chestia asta. Așa că, da, America, într-adevăr, dacă, nu știu, una n-aș putea vreodată să mor de foame în America. Sau, având în vedere că sunt așa de multe oferte. Știi, viața, este un proverb aici, când viața îți dă lămâi, fă limonadă. Așa și aici, când viața îți dă cupoane, strânge și nu mai asta, dar găsești oferte aici la absolut orice, și la verdețe, și la fructe, și la carne, și la înghețată, și la cel puțin țin minte că m-am apucat de cupoane, la un moment dat aveam congelator, a trebuit să-mi cumpăr ladă mare frigorifică pentru că nu mai aveam spațiu să le pun în frigider și da, mi se pare fantastic și de asta am foarte multe lucruri la carituri, pentru că sunt foarte ieftine. Eu ca româncă, care știu că în România îți cumperi un șampon atunci când ți se termină sau îți cumperi un gel de duș atunci când ți se termină, m-am pus așa, nu știu, nu că m-am făcut, că nu se poate numi hapsân, am profitat de chestia asta care o au ei americanii de cupoane și mi-am făcut stocul. Adică tot timpul când eram și acum am cel puțin 5-6 geluri de duș diferite pentru fiecare marcă, câte 5-6 geluri de dușuri sau cel puțin, dacă n-am 5-6, câte 2-3, sigur, dar să știu că am vreo 2-3 feluri care sunt mai mult de 5-6 produse, adică de aceeași fel.
pentru că atunci când găsesc cupoane, îmi place să iau, adică să le cumpăr, chiar dacă nu mă mai ocup zi de zi să merg în magazine și să cumpăr cu cupoane, când găsesc oferta, atunci le cumpăr și știu, stau liniștită și eu și soțul și soacrul meu și soacrul meu, stăm liniștită ce ține de șampon, gel de duș, pastă de dinți, apă de gură, astea inițiale, esențiale, deodorante, fixative, uleiuri de păr și machiajul nici nu mai zic, pentru că ați văzut și voi de când am început să fac și limba română, că se găsesc tot felul de oferte și na, nu mă pot abține și trebuie să le cumpăr. Și da, ăsta a fost video de astăzi, sper că ți-am răspuns la întrebările pe care erai curioasă să afli de ce, unde le pun. Și unde le pun, am uitat să zic asta. Eu aici în față am o bibliotecă care e de la un perete la altul. Bibliotecă pentru că înainte aveam cărți, am scos cărțile și am început să pun șampoane și tot ce cumpăram. După le-am vândut pe toate și mi-am pus înapoi cărțile și alte acareturi care stau în fața mea. Dar inițial așa le depozitam. Aveam aici în biblioteca mea. Am să... Cine este curios, într-adevăr, să vadă cum mă ocupam eu de cupoane, este o pagină de Instagram. Este pagina mea pe când făceam cupoanele și se cheamă... Ok. Se cheamă Heart for Coupons. Adică... Trebuie să văd dacă se vede, dacă se vede până la voi. Stai că cred că am deranjat camera. Trebuie să văd dacă pot să-l focusez să se vadă. Uite așa, se vede? Se cheamă Heart 4 Coupons. Și intrați acolo. Mamă, ce-am făcut aici, uite. Intrați acolo și vedeți cam cum făceam eu cumpărăturile, cam toate ofertele pe care le găseam. Nu am mai intrat de... Ia să vedem. Ianuarie 30, când căutam niște cupoane, dar am mai pus o poză cu Influencer, o altă chestie. Dar din ianuarie 30 n-am mai cumpărat cu cupoanele, n-am mai făcut mai nimica. Și da, sper că v-a plăcut acest video, dacă v-a plăcut și dacă vreți, puteți să dați un like și puteți să dați share cu prietenii voștri să înțeleagă și ei că poate aveți americani pe aici, aveți prieteni în America și vor să știe o strategie care-i treaba cu cupoanele. Eu vă stau la dispoziție, mă găsiți pe Facebook la Dana Bazan, cine este curioasă și cine vrea un ajutor în legătură cu cupoanele, le pot îndruma și da, sper să aveți o zi nemaipomenită și vă mulțumesc frumos că m-ați vizionat. Bye.